Domnule Mititelu, e una dintre cele mai negre seri de când sunteți. O să fac o declarație mai scurtă. E o seară foarte grea pentru noi, însă, după cum am jucat în ultimele 7 meciuri, nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Asta este adevărul. Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri? Și dacă există un vinovat pentru această situație, acela sunt eu. Eu sunt responsabil pentru această situație a echipei. Eu sunt cel care mai jos. Am luat de decizie de la echipă. Mai jos, prima. Și prin urmare, dacă există un vinovat, acela sunt eu. Îmi pare rău. Sunt 19 ani de muncă și 7 ani, să zic așa, în seria nouă a echipei. Altele au fost idealurile, altele au fost planurile. Am trecut după ce am ratat barajul de Conference League, acolo când arbitrii au avut grijă să câștige CFR, că nu pot să vin nici momentele astea. Nu că ne gândeam că anul ăsta nu să jucăm în play-off. Uite că s-a întâmplat și mai grav. Nu știu ce să zic. Sunt multe explicații, sunt multe lucruri de spus, dar din păcate nu ne mai pot ajuta. O sarabandă de erori și de greșeli. Și suntem unde nici măcar durmaie noșii nu se gândeau că o să ajungem aici. Dar e una dintre cele mai neașteptate, cred, de retrogradări din ultimii ani, pentru că toată lumea spunea și lăuda echipa pentru calitatea individuală pe care au jucătorii. Deci echipa asta, acum a jucat ultimele 7 meciuri, nu merita să rămână Liga 1. Nu mai vorbesc de jocul, de pilisă, de modul cum a jucat Sibiu cu alte echipe cum a jucat cu noi. Noi singuri am ajuns aici. Avem o echipă care are un lot. Am muncit mult pentru lotul ăsta, să știți că nu au ajuns din întâmplare jucătorii ăștia aici. Din păcate, am pierdut busola. Și am, pe fond de presiune și de presiune și de stres, am făcut greșeli după greșeli. Domnul Mititelu, cel mai important e ce urmează pentru dumneavoastră, pentru echipă. Nu trecutul e clar că nu mai puteți schimba. Ce urmează pentru echipa asta? E o seară neagră și vă spune ceva care, bine, eu am simțit de săptămâna asta că ăsta va fi ultimul meci din Liga 1, așa m-am simțit eu. Știam, dar presimțeam că o să pierdem, adică acest răul presimțeam. Și n-aveți niciun plan în momentul ăsta? Adică sunteți chiar așa bulversat cu tot ce se întâmplă la echipă? O să anunțăm zilele următoare care este viitorul acestei echipe. Dar aveți un plan concret în momentul acesta, chiar dacă nu l-am anunțat, există? Săptămâna viitoare o să spunem mai multe lucruri. Deocamdată trebuie să înțelegeți că este un șoc, pentru că noi am pus foarte mult suflet, foarte mulți bani, am pus foarte mult suflet și trebuie să luați de la capăt. Suntem, cum să spun, suntem îngenunchiați acum și suntem într-un moment foarte greu de cotitură. Pentru că n-a fost ușor să ajungem aici. Așa cum ne spuneam la mulți, nu e ușor să rămâi în Liga 1. Actuala formulă îți oferă surprize extraordinar de nebănuite. Uite că o echipă cu un asemenea lot părăsește Superliga. Pentru că nu lotul contează, dacă nu, de lotul sau contează lotul, dar dacă nu este bine administrat și dacă ai mai multe vedete decât jucători care muncesc, care trag, e nasol. Principala greșeală care credeți că a fost, domnule Mititelu, sezonul ăsta la Craiova? Au fost mai multe greșeli. Nu, principal. Păi, pot să spun acum principal, dacă aș spune așa, să spun mai de dragul de a răspund la întrebare. Dar credeți-mă că nu vreau să mă juc cu cuvintele și că nu pot să spun așa numai de treabă de a scăpa de întrebările voastre. Au fost multe greșeli, repet, și nu o spun așa de complezență, eu sunt vinovat numărul 1 pentru că toate deciziile au fost ale mele și eu am făcut greșeli după greșeli. Și pe fond de presiune, și pe fond de stres, și pe fond de... Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că asta e, am greșit-o, am făcut-o. Am adus-o aici în situația asta. Acum chiar este o retrogradare care chiar mi se poate imputa și suporterii au tot dreptul să mă blameze, să mă înjure, dar fără atacuri la familie. Vă e teamă de ce s-ar putea întâmpla cu suporterii în următoarele zile? Nu mi-e teamă mie de chestia asta, credeți-mă că sunt mai suporteri ca mine, nu e nimeni pe lumea asta de echipește. Așa, ei au dreptul să mă blameze, pentru că dacă în 2011 n-am fost vinovat și m-am retrogradat cu Japca, și am fost
subminat, acum nu mă, acum totul a ținut de mine. Am dormit în post, am crezut că valoarea individuală a unui jucător e suficientă pentru a evita o astfel de rușine. Sincer, am intrat într-o debandată de vreo 3-4 etape de nu-i mai recunoști. Un jucător care nu-i mai recunoști. Pe fond de presiune, de lipsă de încredere, se ajunge la astfel de lucruri. Ce le-ați spus acum la final? Să mergi la investiar? Ce le-ați transmis? Mai prea multe nu le-am spus, pentru că ei nu am să le mai spun, pentru că ei n-am vrut să-i jignesc. Au fost mici reproșuri, dar așa, la relativ, pentru că ce să faci cu niște oameni care... Ei cum erau? Îi vedeați afectați? Vă dați seama că mai ales și din garda veche, cei care sunt aici de 3-4 ani, suferau foarte mult. Și mai important jucătorii noștri, pentru că anul ăsta am anticipat greșit, am făcut mișcări greșite, am făcut erori, am avut și ghinion cu arbitrajele care, nu aș vrea să spun că din cauza arbitrajelor, dar și le-au contribuit la starea asta, pentru că în momentul când intri într-o pasă proastă, nu te mai oprești. Amintiți-vă în Giulești, că anunceam minutul 67 cu 3-1. Echipa a jucat super fotbal, primul meci din retur. După acel meci din Giulești, parcă totul s-a întors împotriva noastră. Și au avut condiții, de primele 4-5 România de departe. Și la ora asta, cred că, nu știu dacă sunt 4 cluburi în România care pot concura cu noi la infrastructură. Au avut tot ce au vrut ei. Deci nu le-a lisit nimic. Deci, nu faceți prea, totuși, prea mult tragedie din chestia. Până la urmă, ați venit din Liga 4, ați venit și ați învins toate obstacolele. Atât mai mult, pentru că acum 7 ani când am plecat la drum, am sperat că de data asta va fi un drum care să meargă sus și uite, ne-am trezit într-o situație, bine, ce să mai zic, aceste cuvinte sunt de prisos, suferința e mare, știți bine care este războiul nostru de identitate și așa, această presiune care avem în oraș cu echipa asta care există și care este mult mai bine organizată și mult mai bine susținută, n-a fost ușor. Nu poți în Craiova, e greu Craiova să lupți într-un oraș în care toți sponsorii te ocolesc, în care cealaltă echipă e asociată, de fapt este o echipă care e sprijinită, se asociată cu partidul de guvernământ care are puterea în județ, care are mii de oameni care simpatizează acest partid și care este echipa cel mai mult sprijinită. Și noi, ca să recuperăm acest handicap de forță, de putere, am fost într-o permanență presiune. Eu nu mă pot pune financiar cu domnul Rotaru. Nu am avut privilegiile lui, că el a avut el și nu. Deci nu mă pot pune financiar. Eu a trebuit să fac eforturi deosebite ca să mă țin de ei. Și pentru noi această retrogradare este o lovitură care, cum să vă spun, poate fi fatală. Dar știți ce în seara asta un singur mesaj lipsește? Că veți reveni la Liga 1. Săptămâna viitoare o să anunțăm totul, pentru că am și eu niște discuții în familie, au și ei de tate, pentru că ea mi-a spus foarte mult niște chestii. Să știți că eu am adus în jur de 12-13 milioane de la un club de la revenire. Nu mai vorbesc de baza de infrastructură. Și atenție, am adus 12-13 milioane bani foarte scumpi. A trebuit de lucru să vând teren un preț mult mai mic decât aș fi putut să-l iau, poate am pierdut 20 de milioane ca să am lichidități. Pentru că am vrut și eu vremuri nasoale cu imobilia și toate astea. Deci am minus 20 de milioane în 3 ani. Nu e ușor și, repet, nu am beneficiat de niciun ajutor de la nimeni, nu mi-a făcut nimeni cu favoare. În Craiova, probabil că foarte mult se bucură acum, nu e ușor. Și pe fondul ăsta de presiune și de stres, se fac și greșeli. Se fac greșeli, se ia decizii pripite, eu sunt un tip care mă înfierbând foarte repede, suporterii ei au dreptate, că nu mai suportă umilința și nu mai suportă așteptarea, dar tot se revarsă pe mine, mulți dintre ei arată că nu mă respectă. E greu să spui că vei face și vei trece când vin aceia așa ei suporte și te înjură de mama ta moartă. Asta e un atac, asta e o lipsă de respect față de noi și de munca noastră. Ori lucrurile nu mai pot continua așa. Oi fi o mare iubitor de fotbal, oi fi o orgolios, oi fi o foarte ambițios, dar nu vreau să-mi fac harakiri. Adică nu poți. E greu. E greu și pentru noi. Gândiți-vă prin câte am trecut și cât sânge am dat pentru echipa asta.
Sugerați acum că e posibil să renunțați? Nu am spus, e posibil, sunt multe lucruri, sunt multe posibilități, ce să vă spun. E o seară grea pentru noi, de fapt a fost o săptămână grea, avem și discuții în familie pe tema asta. Și vă spun, îmi pun și întrebări. Oare se merită lupta asta? Pentru ce? Pentru ce să mă omor atâta când văd atâta lipsă de respect? Deci eu sunt de, dacă echipa joacă prost, sunt vină. Când echipa joacă bine, e știința lor, e echipa lor. Într-adevăr, sunt 1.500-2.000 de fani care au rămas alături și care îi simt. De fapt, pentru ei tot timpul, ei au fost motivul pentru care eu n-am dat înapoi. Și care a mers înainte, în ciuda dificultăților și problemelor care au fost. Aș fi putut cu banii ăștia să fac afaceri de dublam, de triplam. Dar oamenii nu apreciază asta. Ei vor să fim noi mai buni ca CSU. Nu avem cum să fim mai buni ca CSU, pentru că ei ne-au furat startul, să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Sunt mai bine organizați, ei sunt susținuți. Domnul Rotaru are 2-3 milioane de sponsorizări pe an care intră în club. Care din start, din start are 2-3 milioane de sponsorizări care ia în fața mea. Toți oamenii de afaceri știu că echipa care trebuie să sponsorizeze în Craiova este CSU. Și știu că trebuie să-l opresc pe Mititelul, să nu supăr pe... Eu am avut oameni de afaceri care... Eu, afacerile mele depind de pixul doamnei Lucuța Vasilescu. Gândiți-vă că dacă se supără pe mine și îmi blochează o autorizație de construcție, e foarte greu. Trebuie să mă porc cu mânuși, să nu supăr, adică sunt în Deciucaia și Nicovală. Au fost multe cu care eu a trebuit să tac. Nu mi-am venit nici măcar să mă plâng. Pentru că ăsta e adevărul. Noi nu suntem iubiți în Craiova de autorități, noi nu suntem doriți. Și pe fondul ăsta, că eu știu lucrurile ăștia, a trebuit să mă abțin, pe fondul ăsta de presiune, faci greșeli, greșeli după greșeli. Era cum veni și această nenorocită și neașteptată și negândită de retrogradare, care pentru noi este o lovitură fatală. Dar, vă dați seama, este și mâine o zi. Am trecut și momente mai grele. Am fost dezafiliat, mi-a luat federația și cu Dragomir și cu Samu, mi-a luat 40 de jucători, mi-a luat gratis. Acum am văzut că Dragomir mă tot înjură pe la televiziune, mă tot povestește el. Dar decalajul și problema de acolo au început, când mi-au luat cei 40 de jucători, când m-au ținut 6 ani în afara fotbalului, când mi-au blocat afacerile și când au făcut o altă echipă în Craiova, care această echipă e susținută, mulți o consideră Universitatea Craiova, banii merg acolo, susținerea merge acolo, iar eu mă luc cu morile de vânt să fac din Rahat bici. Eu cred că până acum am atat lucruri care, nu știu dacă câți alții români puteau să facă ce am făcut eu, în condițiile mele. Aș vrea și eu să văd dacă domnul Rotaru ar avea posibilitatea să facă ce am făcut eu, dacă i s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat mie, sau domnul Becali, sau oricând, sau domnul Șucu, să ia acum lui domnul Șucu cineva să ia echipa, eventual să-i blocheze și afacerile care le are cu mobil. Să vedem după aia dacă după 7 ani mai bine să facă echipa, eu nu vreau să am, pleacă din țară. Pentru că eu am fost nebun și am fost îndrăgostit de această echipă. Asta e viața. Zilele următoare o să comunicăm decizia noastră și ce să spun, îmi pare rău pentru fanii aceia adevărați echipe care au așteptat atâția ani să ne ridicăm, iar acum au primit o altă palmă. Sunt dezgustat de aceasta, așa zis, pe 90%, cu părerea mea, pentru oricum, dacă o fi să mai continuăm, nu vom mai continua ca până acum. Adică dacă o fi să mai continuăm, nu mai continuăm ca până acum. Pentru că nu se poate așa ceva să jignești și să nu respecti un om care și-a dat totul pentru această echipă. Și-a jertfit familia și-a distrus totul. Pentru ce? Să jignești. Să nu accepti că sunt momente când o echipă joacă mai prost. Poți să critici, dar nu poți să ataci familia. Până la mai e un fotbal, e un sport. Din cele 16 trebuia să cadă 2 și 2 de la baraj. Asta a fost ghinionul nostru. Poate peste 2 ani ne batem, poate jucăm ultima etapă titlul. Zic, nu știu, orice e posibil în fotbal dacă gândești. Am făcut greșeli, recunosc, îmi pare rău. Ăsta sunt și cu bune și cu rele. Nu știu, e o noapte lungă și o să vă comunicăm. Oricum, în scurt timp vom clarifica lucrurile, că nu vrem să lăsăm lumea să stea cu această incertitudine. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!